Vă salut și la mulți ani, dragi prieteni pariori! Revin cu două bilete de această dată pentru voi, așa cum v-am promis. Un bilet pe termen lung și un al doilea pe... Vom merge pe, pe, același proiect, care îl știți cu toții, două goluri în prima repriză. Avem și acolo o, o cotă mult mai mare de, de această dată. Haideți să vorbim un pic despre acest bilet. Începe pe 6 șase ianuarie. Avem partide din Italia, vedeți și voi, Doria, doar victorie, de DNB 1 la Cagliari, Santa Clara pierde o repriză la împotriva lui Sporting Lisabona, Leipzig Mainz interval 2-5 goluri, avem și, și hockey din Suedia, Suedia, Rogle cu Timra, Rogle care am impresia că e și lider, joacă împotriva penultimei clasate, Timra, o echipă lipsită de formă și cu o valoare sub rogle. Bineînțeles că am luat și aici câștigătoare, inclusiv plăcuturi de partajare sau prelungiri, rogle. A intrat cu Dormund, Bundesliga, GG sau 3+, două echipe ofensive, Sevilla să câștige o o repriză contra lui Hetafe. O Sevilla care poate spera chiar la titlu. Este singura care poate ține pasul cu Real Madrid în acest moment. Mai departe, Cupa Africii pe națiuni, Senegal, victorie împotriva lui Zimbabwe, Utrecht, a Tineret, GG sau 3+, 5 cu toți a Tineret, este cea mai cea mai spectaculoasă echipă din această ligă. Atalanta, în mod normal, nu va avea probleme cu Veneția. Inter-Juve. Aici văd un meci ușor echilibrat în care repriza a doua va fi decisivă. Un gol marcat, oricare din ele ne, ne poate auce acest, acest meci verde. Barcelona-Real Madrid. GG sau 3+ mai spectaculos ca de obicei cu realul în, în cărți la toate competițiile este pentru prima oară cred că și aici favorita. totuși mergem pe un GG3 plus acoperit Milanu trebuie să câștige la Genoa dorm un Freiburg GG sau 3 plus Liverpool să bată pe Brentford Genk să câștige și ea. Hoffenheim, Freiburg, două echipe la fel ofensive. Un campionat al Germaniei unde se înscrie destul de bine, GG sau 3 Plus, Și partida se încheie cu Irlanda, țara gailor la rugby, cele șase națiuni, această competiție care știți cu toții, Irlanda, în normal, va da de pământ cu țara gailor, cum a făcut-o în dese rânduri. Minus 12,5 handicap să bată Irlanda. Da, pentru acest bilet avem codul 994B de la Bogdan, liniuță Marius 34 Răzvan 56. Miză recomandată 10 lei, eventual câștig, îl vedeți cu toții, 2559.06 Ron știu, are 17 evenimente, nu este la sistem pentru că, sincer, nu mă interesează. Mă interesează mai mult să fiu mai sigur pe, pe meci, cât mai sigur, nu mai sigur, decât să caut o anumită cotă. Mai departe, fraților, vă mai ofer și această variantă cu proiectul 42 de pași. Al doilea bilet, Haideți să-l vedem și pe acesta. 10 partide. Are o cotă de 13.617.20 și cu o miză de 2 lei, eventualul câștig este de 32.017.06 RON. Așa cum ați ghicit, este vorba despre proiectul 2 goluri în prima repriză, etapa 22 din Conferința Sud. 10 partide și de această dată, după cum vedeți, un meci este anulat. Înainte de a vă spune însă codul, vă rog să dați o distribuire, un like, un coment, bineînțeles, cei care pariază acest bilet alături de mine și au răbdare până vom bifa acest, uh, acest, proiect. Nu uitați, noi investim aproape 96 de lei pe an, putem aștepta și 15-20 de ani acest proiect pentru a înverzi o singură dată și atunci vom avea un profit foarte, foarte mare. Dacă te-ai abonat deja la canal, mâine seara, adică marți, la ora 20.00, vei avea parte de un super podcast cu o doamnă care a câștigat 8 bilete bonus dublu și 10 de bilete la șansă tot la acest tip de bilet jucat, adică bilete cu 26 de evenimente. E, a fost o plăcere să discut cu ea și veți vedea acolo strategia ei și cum, cum face de a e mereu aproape. 8 bilete bonus dublu în 3 ani. Eu zic că e un pas uriaș pentru, pentru a fi pe profit ok acesta a fost tot vă las codul și aici codul la acest bilet rețineți este 9953 liniuță 3O de la Octavian deci nu e 0 este O 5Y Vasile Barbu miza recomandată 2 lei eventual câștig 32.000. de 017.86 de RON. Fratilor, acesta a fost tot. Eu vă, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea.